Mai sunt locuri în față, dacă vreți. Poate auziți mai bine, că nu... Nu știu dacă sau se aude bine. Dragucernici părinți, iubiți credincioși, onorată audiență, bine ați venit. Bine ați revenit la cea de-a treia conferință, la care a binevoit să vină părintele prodecan acum, părintele Răzvan Enescu, de la Paris, la Centrul de Cercetări. Această conferință era programată să aibă loc pe 26 martie anul 2020, dar din cauza condițiilor pe care le știți și dumneavoastră, totul s-a suspendat. A binevoit Dumnezeu să revenim. Mi-a prins bine și mie să facem această amânare, pentru că la data respectivă nu am studiat pe îndelete volumul de apologetică ortodoxă realizat în două exemplare, în două volume pe care le-a editat Patriarhia Română pentru facultățile de teologie. Și eu eram mulțumit cu manual de apologetică pe care l-am împrumutat de la Înalt Preasfințitul, din bunăvoința sa, realizat de părintele profesor Petru Rezuș, un manual consistent, care însă avea aceeași structură scolastică, catolică, deși era amplu și era bogat în resurse și informații. Acum, studiind acest manual, am constatat că are o altă structură, este mult mai interesantă, este oarecum o revenire la apologeții din epoca primară, care căutau să trateze toate problemele societății vechi, având în vedere chiar principiul Sfântului Vasile cel Mare, care vorbea de albina care zboară la mare înălțime și vede câmpul cu miliarde de flori, dar când coboară nu ia în stupul ei toate florile acestea, ci ia doar ceea ce este necesar, ceea ce poate transforma în polen. La fel și noi, toate științele sunt frumoase privite de la depărtare, dar dacă ne apropiem de ele și ne lăsăm copleșiți de ele, pot fi dăunătoare, pierzătoare de suflet. Ca atare trebuie să fim selectivi ca și albina, așa cum ne învățau Sfinții Părinți și apologeții din epoca primară. Apologetica și spiritualitatea sunt cele două discipline teologice pe care regimul comunist le-a interzis a se mai preda în facultățile de teologie, pentru că erau deosebit de importante. Nu știu dacă conștientizați. Apologetica prezenta, în general, argumente raționale pentru dovedirea existenței lui Dumnezeu, pentru dovedirea nemuririi sufletului, pentru realitatea revelației și pentru necesitatea religiei. Cele patru teme fundamentale ale apologeticii scolastice și chiar și de la noi. Acum însă avem posibilitatea să studiem și să aprofundăm mult mai amplu lucrurile și astfel dăm cuvântul părintului prodecan să ne împărtășească din învățăturile sale, pentru că astfel să fim și noi mai buni, edificați și sper că să vă simțiți bine. Eu cel puțin mă simt ca la doctorat, numai că mult mai bine, pentru că am 29 de ani de experiență în spate și sper că și dumneavoastră să beneficiați de cuvântul pe care părintele mi-l va împărtăși astăzi. Mulțumesc mult!